Să rămânem în picioare pentru a citi două versete din Cartea Proverbe, capitolul 18, versetul 22 și capitolul 21, versetul 20. 18 cu 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. 21 cu 20. Comor de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Reașezați-vă, vă rog. Scumpi miri, stimați invitați, iubiți frați și surori, vă doresc din partea Domnului binecuvântare. Și noi toți, fiindcă toți suntem datori Domnului, să binecuvântăm pe Domnul. Amin. Din cuvintele citite, din învățătura sfântă a acestei cărți, pentru cei doi care de astăzi sunt familiști, pentru toți aspiranții la acest statut și pentru toți cei care prin harul Domnului suntem familiști, am un cuvânt cu titlul Familia. Locul unde Dumnezeu dă și omul trebuie să păstreze. Locul unde Dumnezeu dă și omul trebuie să păstreze. N-a fost așa de la început? Spuneți-mi, vă rog, din cele ce existau în grădina Edenului, nu le-a dat pe toate Dumnezeu? Ce i-a revenit lui Adam? Să păzească grădina, să aibă grijă de nevastă. Și tocmai aici a greșit. A avut pentru că primise, Dumnezeu a dat, dar el n-a păstrat și a pierdut. În primul rând vreau să observăm, potrivit celor scrise în 18 cu 22, că în viața de familie, referitor la partenerul de viață și nu numai la tot ceea ce Dumnezeu poate să dea, dar în primul rând, referitor la partener, și întrebarea asta este pentru cei căsătoriți și în egală măsură pentru cei necăsătoriți, pentru căsătoriți sună astfel, partenerul de viață l-ai găsit sau Domnul ți l-a dat? Așa scrie aici. Cine găsește? Unii au o nevastă pe care au găsit-o. Și au ales-o, cum scrie în Genesa 6 cu 1, că aceea le-a plăcut. Alții au nevastă, potrivit părții a doua versetului, au căpătat-o de la Domnul. Și întrebarea pentru cei necăsătoriți sună asemănător. Băieți, vreți o fată pe care o veți găsi sau vreți una de la Domnul? Fetelor, vreți să vă găsească vreun băiat sau vreți să vă dea Domnul cadou la un băiat? În primul rând, pentru cei căsătoriți, poate de ani de zile, fiți sinceri și recunoașteți în care din aceste două variante vă aflați. Că dacă e una pe care voi ați găsit-o, să nu dați vina pe Domnul. Că Adam a putut să spună într-un moment de criză, femeia care mi-a dat-o de asta, ar putea să nu poată spune toți asta. Spune Scriptura, pe aceeași pagină, 19 cu 3, nebunia omului sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului în inima lui. Hai să fim serioși, dacă tu ai găsit-o și nu Domnul ți-a dat-o, nu-i băga vină. Bietul Solomon le-a ales după criterii politice, economice, frumusețe și multe alte posibilități ce le-a avut. Și în urmă a avut o viață tristă, a fost un nefericit. Dar el a fost sincer și a recunoscut, vă citesc din Cartea Eclesiastul, capitolul 7, că toate acele nefericiri s-au datorat căutărilor lui. A fost ceea ce a găsit, nu ceea ce a primit. Eclesiastul 7, citesc de la versetul 26. Și am găsit, hai să vedem ce. Că mai amară decât moartea este femeia. Versetul 27, iată ce am găsit.
Și e vorba aceea din popor, omul după ce umblă își capătă. Iată ce îmi caută și am cu sufletul versetul 28 și n-am găsit. Din 1000 de bărbați am găsit unul, dar femeie n-am găsit. Așa că dacă va crede vreunul că se poate totuși găsi, mai întâi să stea de vorbă cu Solomon. El n-a găsit și nu cred că este vreunul care să găsească ceva să fie bun ca ceea ce poate să-ți dea Domnul. Ieri la părtășia cu tinerii aici a venit o întrebare de la o fată: cum aș putea să mă căsătoresc cu un băiat fără să am o prietenie în care să-l cunosc? Nu-i un risc? Suna întrebarea în final. Și eu am răspuns: dar oare nu-i un risc să cauți numai tu? Să cântărești numai tu, fără experiență? Dacă vom căuta în părtășie cu Domnul, în colaborare cu părinții, cu frații slujitori, avem alte șanse să aflăm ceva bun. Și Dumnezeu să vă dea. Cum spune versul și l-am spus și ieri, începând cu Eva atunci și încă nu s-a terminat. Fiecare și-a soția ca dar bine meritat. Tot așa neprihănitul nu va fi încercat nespus și în ziua anunții sale îi va da un dar, Iisus, slăvit să-i fie numele. Așadar, dacă sunteți familiști și aveți probleme, recunoașteți greșeală. Îmi spunea un frate la 40 ceva de ani, am o soție, problemă. Și când l-am întrebat în ce condiții a trecut-o pe numele lui, a trebuit să recunoască greșeala. Nu fă abstracție de trecut. Dar în mod deosebit pentru cei care nu sunt căsătoriți, am un sfat. Apropiați-vă și împrieteniți-vă de Domnul ca să vă poată oferi un dar. Spune Scriptura 1 Corinteni capitolul 7, citesc de la versetul 32, pentru băieți, cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului. Pentru fecioară, versetul 34, cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Și când ești a Domnului, cu siguranță că are pentru tine ceva pregătit, ceva bun, este un dar, un har pe care îl capătă de la Domnul. Pentru că Dumnezeu se poate implica să-ți dea ceva bun și rețineți în egală măsură. Dumnezeu se poate implica să te îngădui să faci o greșeală. Citesc din Proverbe, capitolul 22, versetul 14. Atenție băieților care nu sunteți serioși în relația cu Domnul. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 26. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, nu orice femeie, ascultați ce scrie mai departe. Doar aceea care inimă este o cursă și un laț și a cărei mâini sunt niște lanțuri. Le-am spus la unii băieți, voi știți că fetele umblă cu cătușe în poșetă? Frate, dar cu ce umblă, cu lanțuri? Și ți le pune pe mânuțe, tu ai întins mâinile, să-i cer mâinile și când colo ea te-a arestat. Dar scrie în partea a doua versetului, cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea. Și continuă versetul, încheiere spunând, dar cel păcătos este prins. Deci cel plăcut lui Dumnezeu primește un dar. Cel păcătos s-ar putea să fie pedepsit și îndrăznesc să spun că pedeapsă mai mare decât să te căsătorești cu cine nu te potrivești, nu-i. Și Dumnezeu le poate rândui așa pentru că nu ești prieten cu Dumnezeu și pentru că vrei să-ți iei ce-ți place ție. L-am întrebat pe un bărbat căsătorit de un an care s-a plâns spunând niciodată n-a venit la adunare. M-a terminat. Nu mai văd niciun orizont. Și am zis, cum ai reușit performanța asta să o găsești? Apoi, frate, spun drept, n-am ascultat de nimeni, am luat-o că a fost frumoasă și când am întrebat-o ea de ce a mers după mine, a zis că m-a văzut că am bani. Poftim.
Dumnezeu să vă dea îndurare. Și încă un aspect în ideea aceasta, rețineți, căsătoriți sau necăsătoriți fiind, Proverbe 18:22, este un har pe care îl capătă de la Domn. Să nu creadă cineva, dacă eu am fost băiat bun, fată pocăită, Dumnezeu e dator să-mi repartizeze ceea ce e mai minunat. E har. Zilele astea am împlinit 28 de ani de la căsătorie și mi-am făcut puțin timp să mă gândesc cât har mi-a dat Dumnezeu prin scumpa mea soție. N-am fost în stare să contabilizez. Gândindu-mă la ajutorul ei în plan spiritual de o viață, la toate serviciile pe care le-a făcut ea pentru mine și pentru copii, am meritat eu atât har? Efectiv, un partener cu care Dumnezeu te binecuvintează este un har. Un har spiritual, un har sufletesc, un har material. De aceea trebuie să fim recunoscători Domnului și să mulțumim pentru soții și respectiv pentru soți. Dumnezeu ne-a cinstit cu ei. Era exact ce noi aveam nevoie și încă mai avem nevoie. Soția obișnuiește să spună, dar cu cât ani trec, partenerul mi-este mai indispensabil. Eu acum sunt plecat de vineri și de-abia apuc să mă întorc acasă. Îmi pare că și câteva ore într-o zi e mult. Suntem căsătoriți de atâta vreme, o sorb și acum din priviri, ca și în ziua când era mireasă. Este efectiv un har. Dumnezeu să vă reînnoiască sentimentele unui față de ceilalți. În al doilea rând, referitor la versetul din 21:20, comor de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept. A primi și a păstra. Dacă am văzut mai întâi că e diferență mare între a găsi și a primi, să știi că nu-i destul să primești. E diferență între a primi și a păstra. În primul rând, vreau să rețineți că nu primim tot la început. Dumnezeu ne dă multe daruri și haruri pe parcursul vieții de familie. În ziua când s-a terminat masa după nuntă, acum 28 de ani, când am ieșit din localul acela, aveam în mână coșul cu darurile și în partea cealaltă, în stânga, aveam coșul și în dreapta soția. Și cineva m-a întâmpinat pe prag și am zis, vezi, aici ce mi-ați dat voi și aici ce mi-a dat Domnul. Dar de atunci Domnul a adăugat multe și în coșul ăsta și din coace, că lângă mâna soției s-a adăugat mâna o fetiță, a 7 băieți, a 7 nepoți și multe alte daruri pe care Dumnezeu le rânduiește. Poate unii socotiți că n-ați primit destul de la început. Știți ce a făcut Otniel și cu Axa? De la început au primit ceva. A spus Caleb, eu nu dau fata la oricine. Trebuie să fii viteaz pentru a fi jiner la un alt viteaz. Și apoi s-au dus, spune Cartea Judecător, capitolul 1, și au primit izvoarele de sus și izvoarele de jos. Dumnezeu poate să dea daruri fiecare zi, în mod deosebit le dă la adunare. L-a mustrat Domnul odată pe David, spune Scriptura în 2 Samuel, capitolul 12, prin prorocul Natan, după ce îi spune câte i-a dat. Și știți ce notează Scriptura în final acolo? Asta pentru cei ce socotesc că n-au destul. Finalul versetului 8. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Binecuvântat să fie Domnul la care se pogoară orice dar bun și desăvârșit. Dar vă rog să rețineți că Dumnezeu care ne dă la început și ne dă pe parcurs, vrea ca noi să investim cu ceea ce ne dă. De exemplu, Dumnezeu ne-a dat copii și
Dumnezeu vrea să ne ocupăm de ei și ei să devină niște daruri bogate. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 14, versetul 11, care este diferența dintre cei ce investesc, care primesc și păstrează, și cei ce nu fac aceasta. Casa celor răi va fi nimicită. Dar cortul celor fără prihană va înflori. 14:1. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Nu sunt toate materialele aduse de la început, nu? Când ne apucăm de fundație, avem și mobila acolo? Se stric. Întâi, cum spune tot în Proverbe 24, se înalță, apoi se umple de toate comorile de preț și plăcute. Dar am citit aici în 21:20, comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Să ne gândim, am acumulat, am păstrat sau am fost neglijenți? Și mulți își dau seama de ce au avut numai după ce au pierdut. Atunci regret. Cum cu tristețe spunea cineva că cel mai mult sunt prețuite soțiile înainte de nuntă și după mormântare. Că nu știu când să se bucure, să valorifice ceea ce au primit de la Domnul. Unii sunt foarte pasivi, spune Scriptura în Geneza 39 despre Potifar, că după ce a văzut că are de toate în casă, nu mai avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și de Doamna nu s-a mai ocupat, ea a început să aibă alte ispite. A fost un om care l-a pierdut pe Iosif, probabil a suferit apoi și în viața de familie, că n-a știut să păstreze ceea ce a primit. Să ne întoarcem cu un gând scurt la Adam, protopărintele nostru. Ce credeți, a părut rău după grădină? Imaginea să ai o grădină în care să fie de toate, crescute deja, fără buruieni, și să te scoată în câmp liber între spini, sapă. Ce am avut eu? Când avea înainte pe Eva, frumoasă, aură divină, toate bune, și acum nu am văzut numai că săraca îmbătrânește, se vaită. Ce am avut noi? N-am păstrat. Dragii mei, Dumnezeu ne dă, dar e datoria noastră să păstrăm, ba chiar mai mult să îngrijim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. De exemplu, ți-a dat Domnul o nevastă bună, cu minte, frumoasă, nu ține cont de dorințele ei, disprețuiește-o, în câțiva ani o să ai, dintr-o nevastă înțeleaptă, o să ai una nebună. În loc să te ocupi de ea ca să se simtă bine, să se bucure, toate se pierd. Pentru cei care nu păstrează, să ne gândim și la David, de exemplu. Atât de mult și-a dorit-o pe Mical. Se iubeau, spune 1 Samuel 18. Când a trebuit să fugă, i-a luat-o socrul. Și când Abner a vrut să facă pace cu el, a zis, să nu vezi fața fără să-mi aduci nevasta. Eu am plătit preț pentru asta, m-am războit cu filisteni. Hai, poftim, vine Mical înapoi și într-o zi de ispită, în loc să fie bucuroasă Mical care sos rege, l-a disprețuit. Și el i-a dat replica. Vedeți? Și în loc să te bucuri de ceea ce ai, de părtășie, de fericire, cu o vorbă pierzi pacea din casă, cu o neatenție se pierd alte și alte valori, când de fapt am putea să primim, să avem, să dobândim, Dumnezeu să vă îmbogățească în orice privință. Să fie valabil ce scrie în Cântarea Cântărilor, capitolul 7, versetul 13, mandragorul își răspândesc mirosul și deasupra ușii, avem tot felul de roade bune, noi și vechi. Adică unele le-am primit mai demult și altele acum, numai cât ne le-a dat Domnul. Și ceva frumos aici, pe care pentru tine, iubitule, le-am păstrat, accentuez păstrat, păstrează-le pentru soțul tău, pentru soția ta și să vă dea Dumnezeu și alte flori și alte roade, cum scrie aici în Cântarea Cântărilor, toate să fie din abundență în casă, dar păstrați-le, grijiți-le. Rețineți așadar aceste două idei. De la Dumnezeu primim
nevasta, respectiv bărbatul, și multe alte lucruri. Este un har să primim și mulțumim pentru aceasta. Dar oricât ar fi de mare harul, cum scrie Pavel despre harul mântuirii, păstrați-l, păzește ceea ce ai, ca să nu fii fost zadarnic și să nu pierzi, să-ți pară rău. Spunea o beată soră care și-a alungat bărbatul cu gura ei. Știți, scriem tot în Proverbe, că la un moment dat îi vine la bărbat să se mute la mansardă și după aceea părăsește cu tot domiciliul și se mută în pustie. Și zice apoi, dacă l-aș mai avea acum, aș ști cum să vorbesc. Dar de unde că s-a dus? N-a știut să păstreze, să se bucure și să laude pe Domnul. Și în al treilea rând, vreau să vă arăt doar două comori din cele care le primim de la Domnul și care trebuie păstrate. Așa am citit în Proverbe 21:20, comori de preț și un de lemn. Vreau să vă prezint o comoară a subsolului și una a solului, adică una mai ascunsă și asta alta foarte vizibilă. Înțelepciunea. Este asta o comoară? Ascultați-mă ce vă citesc din Proverbe, capitolul 3, de la versetul 13. Fericit de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care l-aduce este mai bun decât al argintului, venitul adus de ea este mai de preț decât aurul, este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale, puteți să-mi enumerați ce vreți, toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. Stimați miri, vă doresc comoara asta. Scrie în Iacov 1 că dacă nu aveți, puteți să o cereți și vă dă un pachet mare, mână largă și fără mustrare. Asta e cea mai de preț comoară. În viața de familie, ascultați ce avantaje are. Viață lungă, bogăție, slavă, căi plăcute, pașnice, ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Are înțelepciunea locuințe la adresa dumneavoastră. Faceți-i repede mutație. Chemați-o. Spune tot despre înțelepciune în capitolul 8 de la versetul 9. Toate sunt lămurite pentru cel priceput. Adică nu este problemă pe care să nu o rezolvi cu comoara asta. Asta e o cheie cu care deschizi toate lacătele. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritale și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Dar dacă nu-i comoara asta, degeaba ai primit nevastă frumoasă, că scrie aici numai o pagină întorc, 11:22, femeia frumoasă și fără minte, cum îi? Nici nu vreau să știu cum îi. Că nu-i de dorit așa ceva. Dar dacă este care umblă numai după a fi frumoasă și nu știe ce-i comoară, oricum frumusețea e o comoară care nu se poate păstra, nu? Da, înțelepciune. Asta se poate și acumula, dă înțeleptului și se face mai înțelept. Vreau să vă dau ca exemplu o femeie. Și dacă femeia trebuie să fie înțeleaptă, bărbatul și mai și, nu? În cartea a doua a Împăraților, capitolul 4, este scris despre o femeie care atât era de înțeleaptă încât a știut să-și provoace bărbatul să mai construiască o cameră la mansardă pentru Elisei, știa să-l primească. Când s-a îmbolnăvit copilul, a dat dovadă de atâta înțelepciune încât s-a realizat o minune. Bărbatul era la lucru, a spus, tu nu trebuie să pleci de acolo, că avem angajațiile, era bogat. Pentru asta mă duc eu, că oricum nu noi rezolvăm problema, Dumnezeu. Și spune el, dragă, dar de ce vrei să te duci, că azi nu-i sărbătoare? Fii pe pace, câtă înțelepciune în vorbele astea. Merge la Elisei, Elisei trimite pe Ghehazia, îi spune, auzi, viu-i Domnul și viu-i sufletul tău, că nu te voi părăsi, vii cu mine. Și minunea a avut loc. Doamne, dă astfel de înțelepciune la surorile noastre. Ca să fie așa cum scrie în Proverbe 31, ca și o corabie de negoți, care nu doar că rezolvă problemele în plan administrativ, gospodăresc, în ceea ce este necesar, dar dacă apar probleme, să știe cum să pună lucrurile. Am citit despre o soră care și-a așteptat soțul ce urma să vină acasă într-o după masă, așa era un amurg, cu masa aranjată, lumânări, un design de cabană. Și el zice, dragă, dar aprinde becul. De ce nu-i mai frumos așa? Să duce să speli pe mână la baie
Și dar nu-i curent, hai că sărăcește mâncarea. Servesc, toate bune. Dimineața el se scoală să meargă la serviciu, să meargă la baie să pregătească. Și dragă, dar nu-i curent. Să văd, să mă uit. Și stai liniștit. Eu ți-am zis în urmă câteva zile că trebuie plătită factura, că altfel ne debranșează. Dar de ce nu mi-ai spus aseară? Aseară era închis la birou, nu se putea plăti acolo. Și dacă spuneam aseară, mai aveam noi o seară frumoasă, las că te duci astăzi și rezolvi. E comoară înțelepciunea? Face viața frumoasă. Dar dacă nu-i comoară asta, apoi... E un verset din Proverbe, eu îl parafrazez puțin. Spune Scriptura aici, în capitolul 12, 23, omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Omul înțelept știe să tacă și când știe nebunul, nici când nu știe. Și asta e mare problemă. O a doua comoară, bunătatea și credincioșia într-un singur pachet. În Proverbe, capitolul 3, este scris de la versetul 3, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, adică păstrează-le, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel o vei duce bine toată viața. A fi doar bun, așa sporadic, de una casa sunt în stare toți păcătoși să-și facă așa câte o pomană, dar să fii credincios și bun în același timp, asta înseamnă să se materializeze dragostea. Îi spuneam fratele Ionel că așa se face la anunț și la noi și la dumneavoastră, în general cântă de dragoste ăștia care n-au ajuns la ea, copiii și tinerii. Și ăștia care o gustă, nu prea cântă. Le-am spus la noi la biserică, aș vrea să văd familiști, părinți, bunici, să cânte ei, că ăștia au gustat-o, nu? Ăștia au gustat felul 1, 2, 3, ăștia știu cum se mănâncă dragostea azi, mâine, poimâine. Asta înseamnă bunătate, credincioșie. Și ca exemplu biblic vă dau de data asta pentru bărbați, pe Iosif. Câtă bunătate și câtă credincioșie. Când au venit frații lui la el în Egipt, le-a zis, Dumnezeu m-a făcut ca un tată pentru faraon și toată țara Egiptului. A spus tuturor rudenilor lui, veniți aici, eu vă hrănesc. Era tata bătrân și scrie în Genesa că i-a zis Iacob, pune mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie, am citat textual. Așa s-a purtat? Da. În Genesa 50 este scris că frații lui se temeau de vreo reacție adversă din partea lui și el le-a zis, citesc de la versetul 21, fiți fără teamă, eu vă voi hrăni, i-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Credincioșie, când soția ta este deja în vârstă, când este departe de tine, bunătate și credincioșie. Scrie în Proverbe 19, 1 și nu numai și în 22, mai mult prețuiește cel ce are bunătate, chiar dacă e sărac, că mai mult face o masă cu pace, chiar dacă este mai sărăcăcioasă. Vă doresc comora asta în toate casele. Bărbați credincioși, un prieten din județul Suceava, e la Roma, mai mulți copii și a fost nevoit multă vreme să muncească în străinătate și mi-a spus așa într-un moment intim, nu mă simt vinovat nici măcar de o privire sau de cel mai mic gest față de o altă femeie, deși am fost multă vreme despărțit de soția mea. Câtă credincioșie! Ce comoară într-o lume lipsită de aceste valori! Am citit cu ani în urmă un caz petrecut undeva în Indochina. Potrivit rânduielor de acolo, părinții decideau cu cine se căsătoresc cei doi. Ei se vedeau în ziua nunții. Și Mirle n-a fost mulțumit de mireasă, m-a repudiat-o, n-a vrut să iasă cu ea în public, dar ea a fost credincioasă, harnică. Și au trecut ani, au avut doar o fetiță și după 14 ani de căsătorie și-a pierdut vederea la un ochi. S-a dus într-una din metropolele de acolo, în Hong Kong, pare mi se, și s-a spus că poate fi operat, prețul operației, dacă găsește un donator, avea nevoie de un transplant de cornee. Și soția lui,
Când el a fost chemat, că s-a găsit donatorul, i-a spus, eu îți dau banii. Tu, adică, după ce eu te-am jignit de atâția ani, pe altă s-ar fi bucurat să spună, las că l-a orbit Dumnezeu, că așa nu m-a văzut bine niciodată. Dar asta nu e nici bunătate, nici credincioșie. S-a dus fetița să-l viziteze la spital, a zis, mama vrea să vină să te vadă, să nu o văd! Acum a vedea, nu? Și când s-a întors acasă, fata asta era deja mare. Și zice, când i-a prins într-un moment împreună, zice, tate, uite-te la mami. Și când s-a uitat, donatoarea corneii lui era soția lui. Ea avea un nume care însemna în limba lor floare de aur. O îmbrățișat-o și a zis, acum înțeleg că tu ești o floare de aur, te rog să mă ierți. Asta e comoară în familie. Să ierți fără procese verbale. Nu cum am întâlnit undeva un caz, o soție spunea, nu-l iert numai dacă se pune pe genunchi. Sărmana de tine. Ce lipsă de valori. Și închei, dragii mei, cu două versete din Cartea Proverbei care evidențiază aceste valori. Sunt în același capitol, ca să le țineți minte și să dea Domnul să le aveți. Proverbe 20:6. Mulți oameni își trâmbițează bunătate. Și acum se întreabă nevasta sau bărbatul peste ani. Dar cine poate găsi un om credincios? Cine? Unul care Domnul ți l-a dat. Și unul pe care tu prin bunătate și credincioșie îl păstrezi și relația rămâne la aceeași intensitate. Și 20:15. Este aur și sunt multe mărgăritare. Dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Vă doresc și altele, dar primele dintre aceste comori pe care să le păstrați să fie înțelepciunea, bunătatea și credincioșia. Amin.